pantofi cu toc pe care i-am avut în mână, da? În mașină, nu m-am mai pot sui pe tocuri. Deci gata, după perioada asta... Am venit asta, în șlap. În șlap și în pijama. Și în pijama. Da, asta să știi că treaba. Stă foarte bine și să foarte multă lume își dorea să te vadă în pijama. Regulamentară. Clar. Chiar te rugăm să iei un loc, pentru că am înțeles că în toată această perioadă tu chiar nu ai ieșit absolut deloc din casă. Absolut deloc din casă și am venit la voi pentru că îmi sunteți foarte dragi, dar și pentru că știu că la voi se păstrează toate măsurile de siguranță. Cred că se poate observa, colegii spatele camerelor de filmat au măști. Da, mănuși, sunt doar câțiva, e un efectiv redus, oricum. De obicei veneai și era mult mai multă lume, știu, acum e da. Și de obicei mai veneam și ne pupam, acum nu ne pupăm. Să știi că mă doare sufletul că nu mai facem treaba asta. Măi, să știi că și pe mine, îți jur. Trebuie să treacă cât mai repede. M-am așezat la distanță de tine ca să păstrez distanța așa cum se cere. Îți dai seama că era să zici ceva mai devreme că mă doare inima că nu ne mai pupăm și mi-am dat seama că de fapt soțul tău e chirurg și nu-i bine să te doare cardiovascular și nici nu știu dacă e bine să mă doare inima sau nu. Nu e bine să te doare inima, în general nu e bine. Ileana Badiu, oameni buni, puteți să o găsiți pe Instagram, pe contul ei, Ileana Badiu, puteți să-i dați follow acolo, pentru că are niște activități extrem de interesante, faci sport, gătești și te-am văzut destul de implicată. Fac ce a făcut toată lumea în această perioadă, când, cum spunea și doamna psiholog mai devreme, ajung să te redescoperi. În primul rând că eu, uite, de exemplu, n-am crezut despre mine că pot fi atât de docilă și să accept faptul că e impus să, mă rog, stai în izolare. Am înțeles că e obligatoriu în această perioadă, de-aia cred că trebuie spus și că după ce se eliberează toată situația asta, e bine să avem grijă mai departe, că nu înseamnă că dacă s-au ridicat restricțiile, o luăm de asta, la capăt. Asta spun și eu, nu înseamnă că pe 14, gata, virusul rupem lanțurile, a dispărut, știi, da, a expirat. Nu. El doar a fost ținut sub control și ține de noi mai departe să ne protejăm unii pe alții. Iar în perioada asta am fost acasă, am lucrat de acasă, n-am crezut în viața mea că la vârsta mea o să mă pot adapta să lucrez numai pe Zoom-uri, pe Skype-uri, pe... Uite, vedem faptul că suntem pe contul tău de Instagram, unde le spunem oamenilor că pot să dea follow cu cea mai mare plăcere, Ileana Badiu pe Instagram, căutați-o, iar acolo sunt exercițiile de sport pe care le făceai în fiecare zi, era un fel de antrenamente și pentru cei care te urmăresc pe exact, tine. Până la urmă, pentru că ne inspirăm unii de la alții, așa cum și eu mă inspir de la diversi antrenori care fac antrenamente. Am hotărât să postez și eu treaba asta pentru că văd că îmi scrie multă lume că cumva îi mobilizez, îi ajut, se iau după exercițiile pe care le fac eu. Eu ne fi neapărat o atletă. Cred că contează sunt... foarte mult pentru că sunt oameni care te plac și zic, băi, Ileana face, pot să fac și eu, ia hai să încep da, și eu. Da, până la urmă sunt un om normal, o femeie normală de o vârstă destul de înaintată, ca să zic așa, care încearcă să se mențină și mi-a fost tare greu să fac asta singură acasă, dar uite că am făcut-o și atunci m-am motivat cumva cu oamenii care mă urmăresc pe mine. Unul dintre oamenii care te filmează și nu e vorba de aceste imagini, de imaginele când făceai antrenamente acasă, e băiatul tău, nu? Da, este el băiatul meu. El este operatorul. El este operatorul care cu chiu, cu vai, cum să zic, a înțeles că trebuie să mă ajute, că nu mă pot filma singură și cumva a fost cooptat în treaba asta. Da, să știi că o face foarte bine, are 11 ani, îl cheamă Sasha, nu știu dacă se uită acum la noi. Cred că e se uită, cred că și-a acum terminat școala, nu este acasă cu mama mea. Și el a făcut școală online ca marea majoritate în perioada asta. Copiii s-au adaptat oricum mult mai ușor la restricții decât mi-am imaginat eu vreodată că o vor face. Asta cu minte a rupt jocurile Fortnite-ul și toate astea, bănuiesc că și copiii tăi la fel. Da, da. Și Roblox și alte nenorociri. Exact, exact. Da. Astea sunt jocurile pe care le aud și eu acasă de fiecare dată când mă duc și uite, vedem imagini acum și cu da, soțul tău. De pe vremea tău, când călătoream. De pe vremea când călătoreai, dar soțul tău merge și astăzi, zi de zi, să îngrijească pacienții, nu? Sigur. Pentru că el este chirurg cardiovascular, cum spuneam ceva mai devreme, și el merge la spital. El merge la spital, acum s-au operat numai pacienții care au avut nevoie în regim de urgență. Înțeleg că după data de 14 se ridică și aceste restricții, cu toate măsurile de precauție. El oricum e mult mai, cum să zic, e îmbrăcat din cap până în picioare, e costul mai puțin de expus decât oricine altcineva într-un fel. Dar ați avut discuții înainte de a fi aceste reguli, nu știu, că poate ar fi bine el să se izoleze și să nu vă vedeți. Am avut o perioadă la începutul crizei când a operat niște pacienți care s-au dovedit a fi contaminați, ca norocul totul e în regulă cu acei pacienți. Pacienți.
Numai că atunci, în perioada respectivă, până i s-au făcut testele și până le-am depășit, a stat izolat, da. Acum ți mai e teamă când vine de la spital? Nu, acum nu mai mi-este teamă, pentru că între timp au tot echipamentul de protecție de care este necesar în situația asta și e perfect, mă rog, protejat. La urma urmei este jobul lui și iată că în această perioadă Cătălin Badiu, soțul tău, a mers și și-a făcut treaba fără absolut nicio problemă, chiar dacă a trebuit să opereze pacienți de COVID-19. Ca tot personalul medical care în această pandemie, în întreaga lume, a avut cel mai mult de suferit și mai ales din cauza faptului că ei își fac meseria indiferent de situația în care ne aflăm și se duc să fie de folos bolnavilor. Ce îți lipsește cel mai mult în perioada asta? Îmi lipsește apropierea de oamenii care, mă rog, îmi sunt dragi, de care mi-este foarte dor, pentru că nu ne-am putut vedea absolut deloc în această perioadă fizic. O să-mi lipsească asta și pe mai departe, pentru că, mă rog, lumea se va proteja și nu vor fi foarte deschiși în a se vedea și cumva e firesc să se întâmple asta, că până la urmă de-aia am stat în casă atâta timp. Îmi lipsesc călătoriile și o să-mi lipsească foarte mult călătoriile. Asta, mai te vezi plecând pe undeva? Nu cred. Chiar dacă se ridică restricțiile, presupun că este sentimentul de teamă. Știi care-i treaba? E și sentimentul de teamă și până la urmă și de disconfort ca să te duci, să stai prin aeroporturi, la controle și, mă rog... Să interacționezi cu mulți oameni nu prea e da, cel mai confortabil. Până la urmă, vacanța e o treabă de relaxare. Pe mine chinul ăsta de a sta prin controle nu mă relaxează deloc. Sigur că o să merg în România și cred că toată lumea trebuie îndemnată să călătorească în țară, pentru că cumva... descoperim țara asta pe care mulți n-am văzut-o în totalitate. În afară de asta creștem economic vorbind, îi ajutăm pe cei care lucrează în turism și toată infrastructura din jurul turismului. Sper să pot să merg la mare, chiar dacă nu o să pot să mă duc la cluburi sau ceva. Da, măcar o să mă duc, sper că o să mă pot duce la mare. Asta îți dorești pentru vara asta? Păi, da. Măcar la mare se merge. Dar mă rog, oricum tu faci da. Plajă și la tine acolo pe terasă. Da, adică, știi cum e, mare, Mariana, mare. Că am văzut niște lucruri pe Instagram-ul tău. Ți-am zis, adică dacă dați follow, s-ar putea să le vezi. Ai dat ciucă follow? Ileana Badiu. Ileana.Badiu. Ileana.Badiu. Adevărul este că de fiecare dată când vin la tine la emisiune, mulțumesc telespectatorilor tăi, că de fiecare dată când tu menționezi să-mi dea și mie follow, să oamenii fac treaba asta. Da, așa că... eu mă bucur mult de tot să fim o comunitate așa mare de oameni care ne urmărim între noi și pe rețelele de socializare. Ileana.Badiu și la story acolo să vedeți că postează destul de mult în ultima perioadă, da, mult mai mult decât înainte. În perioada aceasta, pentru că aveam nevoie de apropierea cu oamenii, am făcut mult mai mult content din ăsta de tip story, pentru că primesc interacțiune de la cei care mă urmăresc. O să comunici imediat cu oamenii. Și comunic imediat cu oamenii, pentru că, da, îmi lipsește, sunt un om foarte sociabil și îmi lipsește foarte tare treaba asta de, mă rog, faptul că suntem distanțați unii de alții și nu putem să comunicăm. Mama ta stă la tine în perioada asta sau mama mea locuiește ocazional? În același imobil cu noi, într-un apartament care e în vecinătatea lipit de al nostru, așa că noi ne-am izolat toată familia și slavă Domnului, mama a fost cu noi și ne-a ajutat foarte mult în perioada asta cu gătitul. Că a contat mult. Eu am încercat să gătesc, dar în afară de niște pizza congelată și niște paste pe care le fac remarcabil, în rest nu prea. La cât de frumoasă ești, nici nu mai trebuie altceva, Ileana. Vai, îți mulțumesc foarte mult. Pizza congelată e cea mai bună din lume, nu-i așa, Dobrogea? Colegul meu, Dobrogea, este... în regia de emisie și el apreciază la fel ca și Ciucă sexul frumos și noi suntem fericiți când auzim de pizza congelată. O faci cea mai bună, da, suntem foarte convinși. Bună, foarte bună. Cea mai bună. Și mai gătesc foarte bine Nescu lapte. Da, și ăla ne place, da, la nebunie. Foarte, adică... foarte bine și să știți că orice cocktail pe bază de alcool. Ne băgăm și acolo, acceptăm. Orice, pina colada, margherita, orice. Da. Da. Da, vreau să te întreb ceva, că tu ești o tipă extrem de sinceră. Astăzi când ai spus familiei că vii la emisiune, ai avut proteste acasă? Da. Da. Cine? Da. Toată lumea. Toată lumea. Da. Unde te duci, mamă? Ești nebună? Ești nebună, exact, da. De asta ai plecat și în pijama? Ai zis, stai da. Că nu să duc gunoiul. Și încă o dată fac această precizare. Am venit pentru că știu că la voi se păstrează toată mulțumim protocolul de, tot, da. De distanțare. M-am sterilizat și la intrare și la ieșire. Am avut mănuș aici, l-am dat jos că nu vreau să... Am fost lăsată să intru și cu mască. Mi s-a oferit opțiunea. Dar am zis că din respect pentru toată lumea, până la urmă, nu venim cu mască aici.
Și oricum avem și o distanță clară între noi. Deci cine ți-a zis? Mama ta, da, ți-a zis, mi-a unde zis te duci? Mama, Sasha la fel. Soțul, Sasha, deci toată lumea. Da, da, mă, dar mie îmi place că tu ești independentă și că la urma urmei, dacă tu ai vrut să pleci de acasă, ai plecat. Și să știi că chiar și cei care mă urmăresc atunci când am postat că vin aici, mi-au spus: ce da, faci? Pe de altă parte, peste 4 zile se ridică aceste interdicții și o să putem să ne revenim într-un oarecare, o ușoară normalitate. Cum iar ți s-a pentru mine circulația prin oraș? Ai plecat așa mai stingheră de acasă? Da, am plecat stingheră și am plecat, cum să spun, foarte... Nu, e o senzație foarte ciudată, știi? Să reieși îmbrăcat cu cercei în lumea exterioară. Ce vrei să faci după 15 mai? Primul lucru, așa, conform... normelor. Nu, după care 15 mai eu personal nu o să fac nimic din altceva decât am făcut și până acum. Cred că o să se îmbulzească lumea, ceea ce cred că este greșit. Eu n-aș face treaba asta și în afară de faptul că nu mai folosești declarația pentru a merge în strictul locurile strict necesare, o să păstrez același protocol ca și până acum. Și la fel de reticență, de reticentă, da, de a te apropia. Aș vrea de să mă văd, mergem, uite, cu prietena mea cea mai bună, care a stat și ea acasă în tot acest interval și am hotărât că ne izolăm cumva împreună, dar separat, și mi-ar plăcea să ne revedem, să bem o cafea la distanță. Dar îți doresc toate cele bune. Abia aștept să ne revedem și după 15 mai. Salutăm și noi pe cei din familia ta, dacă se uită acum la emisiune. Și mă bucur tare mult că ai trecut pe la noi. Iar pe ileana.badiu lumea poate să-ți dea follow și să fie prietenă cu tine. Mulțumesc tare mult și mulțumesc. Mă bucur foarte mult că v-am revăzut, pentru că mi-a fost dor de acest platou. Și să știi că mă bucur că te văd sănătoasă, tonică, frumoasă. În pandemia asta n-ai luat niciun kilogram în plus. Mi-a mai luat, da, o să-l Ileana, dau jos acum. Ce crezi, că degeaba am uit în pijama? Da. Îți mulțumim mult de tot, ai grijă de tine și abia aștept să ne revedem. Și eu. Mulțumim mult!